Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salut cu bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este soluția lui Dumnezeu pentru toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează, și vă încurajăm să ascultați și alte predici vizitând site-ul nostru la www.betani.cc sau www.bisericabetania.com. Vă dorim din inimă audiție plăcută! Primele două fericiri, respectiv săraci în duh și cei ce plâng, au legătură cu caracterul nostru, în timp ce cea de-a treia, ferice de cei blânzi, are legătură cu relația noastră, relația cu Dumnezeu pe verticală și relația cu oamenii pe orizontală. Un scriitor necreștin american spunea cu ironie: ar fi interesant să vedem cât timp ar ține cei blânzi pământul sub stăpânire dacă li s-ar încredința. Blândețea este privită de lume ca o slăbiciune. Și această concepție a lumii despre blândețe pătrunde și în biserică, într-o măsură destul de mare. În secolul trecut, cunoscutul Charles Darwin spunea în esență că ființa, mai bine zis animalul, cum spunea el, se adaptează cel mai bine ca să supraviețuiască, și cel care se adaptează cel mai bine supraviețuiește, spunea el, un lup se adaptează mai bine decât o oaie, pentru că are ghiare lungi, pentru că are dinți puternici, pentru că este carnivor și se descurcă. O oaie este blândă, liniștită, nu mănâncă pe nimeni, ea n-are decât să moară. În plan social, concepția lui Darwin spune că ființa cea mai nemiloasă supraviețuiește. Cu cât ești mai dur, mai crud, mai răzbunător, mai direct, mai tupeist, ai mai multe șanse să supraviețuiești decât să fii bun și blând ca o fetiță, n-ai nicio șansă. În felul acesta, concepția despre blând s-a asociat cu concepția despre om slab, om vulnerabil, neputincios în fața vitregiilor vieții și a oamenilor. Stalin, unul dintre cei mai cruzi oameni din istorie, în ciuda durității lui, era obsedat de frică. Știm din istorie că el avea 7 dormitoare identice și nu știa nimeni în care dintre ele doarme, ca să nu fie asasinat. De asemenea, știm din istorie că avea 5 limuzine absolut identice, care tot timpul mergeau împreună și nimeni nu știa în care dintre ele este, ca să nu poată fi asasinat. Și avea un individ care gusta tot ce mânca și bea el înainte de a mânca și gusta el, ca nu cumva să moară el primul, ci l-aștepta pe ăsta o jumătate de oră să vadă dacă mai stă în picioare, mănâncă. Dacă nu mai stă, atunci chema pe altul să guste mâncarea viitoare. Cât de diferită este concepția lui Dumnezeu despre fericire și blândețe? Îl vedem pe Domnul Iisus Hristos că vine cu 2000 de ani în urmă la un popor care era subjugat de romani, oameni care așteptau eliberarea fiind prizonieri în propria țară, oameni care îi urau pe romani și în prezența Domnului când vorbește erau și zeloții, adică fanaticii aceia războinici ai lui Israel. Și Domnul, care era privit ca un eliberator în perspectivă, ca un viitor rege ce scotea Israelul de sub domnia romană, precum odinioară David de sub domnia filisteană, Domnul face afirmații care șochează. Și în loc să mobilizeze la luptă, în loc să întărâte poporul, să se pregătească de război și să iasă de sub domnia romană, el spune atât de neînțeles: cine este cel mai mare dintre voi, să slujească tuturor. Ferice de cei blânzi,
că ei vor moșteni pământul. Ferice de cei ce vor sta liniștiți bătuți de romani, nevestele lor agresate și violate, copiii lor luați în robie, iar tot patrimoniul și tezaurul lor dus la Roma. Ferice de ei! Au fost stupide la vremea aceea cuvintele Domnului Iisus Hristos pentru niște oameni care erau setoși de răzbunare și doritori să iasă din robia romană. Ce înseamnă bunătatea? Pentru Aristotel, un mare bărbat care a influențat vremea de atunci, dar dacă vreți să acceptați și vremea de acum, altfel eu nu aș spune cine a fost el și ce a zis el. Virtutea, la modul general, iar blândețea e una dintre virtuți, virtutea, la modul general, era media dintre cele două extreme. Dacă vorbim de blândețe ca de o virtute, atunci ea era media dintre mânie și neputința de a te mânia. Virtutea blândeții fiind undeva la jumătate, fiind media dintre cele două. Așa cum am spus, insist să spun că blândețea este asociată și confundată cu slăbiciunea. În limba greacă, limba în care s-a scris Noul Testament, cele 27 de cărți, praus este cuvântul pentru blândețe. Și în vremea de atunci, cuvântul praus însemna putere stăpânită, putere domesticită. Ca să înțelegem mai bine despre ce este vorba, permiteți-mi să vă dau un exemplu, frați și surori. Imaginați-vă un cal sălbatic, nemblânzit, un cal care nu are stăpân și trăiește fără stăpân pe câmpiile întinse, în prerie. Calul acesta este foarte puternic. La un moment dat, îl prinde un fermier și îl domesticește, îl îmblânzește. Și îl face un cal de casă, un cal domestic, care nu mai mușcă, care ascultă, care acceptă zăbala și cu frâul, care trage la căruță și muncește. Calul acesta, acum, are putere ca și înainte. Puterea lui nu s-a făcut mai mică. Singura deosebire este că acest cal își folosește puterea acum pentru interesele stăpânului care l-a îmblânzit. Acum el este un cal blând. Înainte să fie îmblânzit a fost un cal sălbatic. Blândețe înseamnă să fii puternic, să fii sangvinic sau coleric, să ai energie, să vorbești mult și repede, dar toată această putere să o pui în slujba stăpânului și în împlinirea intereselor lui. Blândețea este supunerea puterii în slujba și serviciul lui Dumnezeu, oricâtă putere vei avea. Omul rămâne la fel de puternic și după ce a devenit blând, ca și înainte de a fi blând. Însă puterea lui nu o mai manifestă agresiv, nu o mai manifestă violent, nu o mai manifestă la nervi spunând cuvinte obscene sau dăunătoare care jignesc, care ofensează și strică relații, nu mai are un comportament agresiv, ci dimpotrivă toată această putere, dintr-o dată o supune unor standarde morale ale Bibliei pe care o acceptă ca fiind Constituția lui Dumnezeu pentru sufletul lui. Blândețea este un lucru care se învață. Niciun om nu se naște blând. Poți să te naști coleric sau melancolic, ca și temperament, adică mai vioi sau mai moale, dar blândețea este o trăsătură de caracter, nu una de temperament. Între temperament și caracter este o diferență ca între caracter și temperament. În Vechiul Testament, cuvântul acesta pentru blând îl întâlnim de 15 ori doar și niciodată nu este cu referire la Dumnezeu. Pentru că în limba ebraică, cuvântul folosit pentru blând era extrem de înrudit și de apropiat cu cuvântul folosit pentru smerit. Și când spuneai blând, se înțelegea și smerit. Ori scriitorii Vechiului Testament n-au putut să scrie că Dumnezeu e smerit. De aceea n-au spus că Dumnezeu este blând.
Aș vrea să privim în Vechiul Testament la câteva exemple de blândețe și să observăm că oamenii aceștia n-au fost slabi, n-au fost vulnerabili, ci au fost unii dintre cei mai puternici bărbați ai vremii, dar au fost blânzi. Pentru că blândețea este o alegere, este un mod de a te comporta, este o expresie a schimbării care se face în urma cuvântului și Duhului sădit și pus în inima omului. Blândețea este o dovadă a mântuirii. În Numeri, în capitolul 12, versetul 3, Biblia spune: Moise era cel mai blând om de pe pământ. Moise a fost un om ales de Dumnezeu, nu de popor. El a fost format și pregătit de Dumnezeu și chemat de Dumnezeu. El aude cuvintele invidioase ale fraților săi, fratele și sora lui, și nu se mânie, ci rămâne blând. Însă când omul lui Dumnezeu rămâne blând, stăpânul omului intervine, Dumnezeu intervine, ia atitudine și judecă pe cei doi. Care e aplicația practică? Nu te aștepta să te ajute Dumnezeu când în loc să fii blând îți faci singur dreptate. Sau altfel spus, vai de cel care îi face rău unui om blând, pentru că Dumnezeul lui va veni și îi va face dreptate. Moise nu și-a făcut singur dreptate când a rămas blând, dar Dumnezeu a venit și știți bine cât de crudă și de dureroasă a fost lepra cu care a lovit Dumnezeu. Moise nu s-a născut blând. Dovada este că cu 40 de ani în urmă a fost un bărbat nervos și coleric, un om agresiv care și-a făcut prin procedee fizice dreptate și dintr-o pălitură, dacă îmi permiteți expresia, l-a nimicit pe un egiptean. A fost un bărbat agresiv. Însă se întâlnește cu Dumnezeu într-o experiență a vieții, timp în care prezența lui Dumnezeu se manifestă într-un rug arzând fără sfârșit și Moise se schimbă și din bărbatul coleric, puterea lui o îmblânzește și o pune în serviciul Domnului. Momentul deciziei îmblânzirii lui Moise se accentuează când, coborând de pe munte, sparge tablele legii văzând vițelul de aur construit de concetățenii lui, arde vițelul și pune poporul să omoare 3.000 de bărbați. Când realizează tragedia în Exod 34:9, Moise spune a doua parte a versetului 9: Poporul acesta, Doamne, este un popor încăpățânat, însă Tu iartă-ne fără de legile și păcatele și ia-ne în stăpânirea Ta. Ăsta e cuvântul pentru blând. Ia-ne în domesticirea Ta. Ia-ne la Tine și domesticește-ne, Doamne. Ia-ne la Tine și dresează-ne să nu mai fim sălbatici. Să nu mai fim oameni care sărim la ceartă și la scandal, ci dimpotrivă, să fim oameni care ne supunem în serviciul Tău știind că Tu ne faci dreptate. Un alt exemplu, numărul 2, David. Psalmul 22:26, David spune, cei blânzi se vor sătura. Psalmul 25:9, David spune, Dumnezeu face pe cei blânzi să umble în tot ce este drept. Psalmul 27:11, David spune, cei blânzi moștenesc țara. A fost David un om moale? Nu. Aduceți-vă aminte cum s-a comportat când a fost pe acoperiș. Aduceți-vă aminte când a avut o praștie în mână cu pietre și l-a omorât pe cel mai de temut bărbat al vremii, pe Goliat. Aduceți-vă aminte cât de viteaz era în luptă David, în bătălie. El n-a fost un om slab și moale, el a fost un bărbat puternic și de temut. Însă la un moment dat s-a întâlnit cu Domnul și a pus în serviciul Domnului toate resursele lui fizice, toate energiile lui psihice și tot ce putea să facă el. Un bărbat de temut, un bărbat energic, un bărbat abil și competent, capabil, a pus tot în serviciul Domnului de bunăvoie. Duhul Domnului a fost peste el. Știm asta că mai târziu el se teme ca să nu plece Duhul Domnului și spune, Doamne, nu-L lua pe Duhul Tău de la mine. Asta înseamnă că Duhul Domnului era acolo. În Noul Testament aș vrea să vedem blândețea. Cuvântul întâlnit este de 16 ori, însă aici se referă și la Dumnezeu. Pentru că în Noul Testament cuvântul despre blândețe nu mai este asociat cu cel despre smerenie, neapărat.
Haideți să-L observăm pe Domnul Iisus. În prima Evanghelie, capitolul 11, versetul 29, Iisus spune: învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și de asemenea smerit cu inima. Domnul Iisus avea putere? Da, dar puterea Lui era pusă în serviciul Lui Dumnezeu. Matei 26, 53 la 54. Crezi că nu L-aș putea ruga pe Tatăl, care mi-ar pune la îndemână 12 legiuni de îngeri? Dar cum se va împlini Scriptura dacă eu îmi voi face dreptate? Trebuie să fiu blând și să accept multă nedreptate peste mine ca să se împlinească Scriptura, pentru că eu am venit să fac voia lui Dumnezeu. Dacă și dumneata, frate, ai venit să faci voia lui Dumnezeu, de ce îți faci singur dreptate cu atâta patimă, cu atâta ceartă și scandal, cu atâta bârfă și cleveteală? Dacă spui că ești în mâna lui Dumnezeu și ai un tată care îți poartă de grijă, de ce e asta doar o teologie a vorbelor și nu o teologie a faptelor? De ce vorbești despre protecția lui Dumnezeu timp în care te protejezi singur? De ce vorbești despre faptul că Dumnezeu îți poartă de grijă când sărca ars ori de câte ori te deranjează cineva? Asta nu este blândețe? Asta nu este caracter creștin? Asta este doar aparență blândă și aparență creștină. Toată puterea și interesul Domnului Iisus era să împlinească Scripturile și voia lui Dumnezeu. 2 Corinteni 10 cu 1. Un al doilea exemplu. Eu, Pavel, mă rog prin bunătatea și blândețea lui Iisus Hristos. Pavel a știut că Domnul Iisus Hristos a fost într-o închipare a blândeții lui Dumnezeu. Câtă putere a avut Domnul Iisus și n-a folosit-o pentru a se proteja. Știți bine că L-au lovit oamenii și El a întrebat ca un copil: de ce mă loviți? Ce am făcut rău? Știți bine că a fost nedreptățit și a acceptat asta. Știți bine că a fost lovit și înfometat, însetat și batjocorit și n-a zis nimic. De ce? El știa că e în mâna lui Dumnezeu. Dacă noi am ști că suntem în mâna lui Dumnezeu, nu ne-am mai certa atât de tare să ne facem dreptate. Dar pentru că știm că dacă nu ne facem noi dreptate, nu ne face nimeni, ne facem singuri. Galateni 5:22. De departe, blândețea este roada Duhului Sfânt. Unde e Duhul Sfânt în viața unui om dacă nu e blând? Când blândețea este produsă de Duhul Sfânt, unde e Duhul Sfânt când nu e blândețea? Hai să acceptăm că Duhul Sfânt face blândețea, dar să o luăm și invers. Dacă nu mai e blândețe, Duhul Sfânt ce face? Unde este? Probabil nicăieri. Viața lui Pavel se schimbă din prigonitor în prigonit, din momentul în care se întâlnește cu Iisus și Duhul Sfânt îi umple existența. A fost Pavel moale? Nu. A fost un om puternic, agresiv, îndrăzneț, dotat și abil. Însă după experiența cu Domnul Iisus, El care îi bătea pe alții, spune: eu am fost bătut. El care se ducea să-i prindă pe creștini și să-i prigonească, devine un prigonit. De ce? Pentru că El pune toată puterea Lui în serviciul Domnului. Devine un om care nu-și mai face singur dreptate. Va fi foarte greu în viața noastră creștină să separăm blândețea de a fi slab și să înțelegem care este limita între cele două. Permanent vom avea în minte prejudecata că un pic de blândețe seamănă cu un pic de slăbiciune și un pic de slăbiciune înseamnă cu un pic de blândețe, însă nu are nicio legătură una cu alta. Slăbiciune înseamnă să fii un om moale, dar să n-ai ce să faci mai mult, că nu poți. Blând înseamnă să poți să faci mai mult, dar să nu vrei, pentru că toată puterea o pui în serviciul Domnului și îl lași pe Dumnezeu să-ți facă dreptate, știind că nu cu parul și cu sabia se merge în viața urmându-L pe Domnul. Blândețea înseamnă putere ținută în frâu. Blândețe înseamnă autoritate supusă unei autorități mai mari. Blândețea noastră trebuie manifestată față de Dumnezeu și față de oameni. În primul rând față de Dumnezeu. Blândețea noastră înseamnă să folosim puterea noastră pentru împlinirea intereselor lui Dumnezeu pe pământ. De aceea blândețea este foarte asociată și deseori confundată cu smerenia.
Isaia 53, 7 la 12. El a fost merit, a fost dus ca un miel la tăiere. N-a zis nimic, nu s-a opus, n-a țipat, n-a behăit, ci a acceptat să fie împins și bruscat, ca un mielușel care nu zice nimic. Când eram de mult în România, am tăiat un miel, am omorât un miel, am tăiat un miel așa cum se taie mie în România la Paște, după obiceiul românilor. Și atunci am știut că pentru prima oară am făcut lucrul acesta și pentru ultima oară. Este un animal care nu zice nimic. Se uită la tine cu o blândețe care te cucerește și care nu zice nimic. Când tai un porc, porcul țipă de... nu mai auzi nimic în jur. Când tai un miel, el se uită la tine și nu zice nimic. Te privește cu niște ochi de om care te întreabă ce ți-am făcut de mă omori. Efectiv, știi că a doua oară nu o să mai tai un miel. Mielul este foarte blând. Biblia spune, când Iisus a fost bătut și omorât, s-a comportat ca un miel, n-a zis nimic. Și el spune, călcați pe urmele mele, nu fiți zeloți, nu fiți agresivi, nu fiți bătăuși, nu scoate sabia Petre, nu-ți face dreptate cu parul, nu țipa, nu fi recalcitrant, pentru că ți-arăți firea, nu Duhul. Față de oameni, blândețea noastră este opusul mâniei, al asprimii și al răzbunării. Blândețea se manifestă prin vorbire, în primul rând. Proverbe 15:1, un răspuns blând portolește mânia. Cu un om blând nu te poți certa. 1 Petru 3:15, fiți gata totdeauna să răspundeți oricui vă va cere socoteală de nădejdea care e în voi, însă să răspundeți cu blândețe și cu teamă. Matei capitolul 5, versetele 43-48, aici ne este arătată superioritatea creștinului, citesc din cuvântul Domnului. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmaș, dar eu vă spun să iubești și pe vrăjmaș, să-l binecuvintezi pe cel ce te urăște, să te rogi pentru cel ce te asuprește. Frați și surori, ce ați face dacă ați fi un păstor și ați vedea în biserică oameni care vă devin vrăjmași? Ați avea două alternative. Să faceți la fel ca ei sau să iubiți. Ce ați face când sunteți un dirijor peste 50 sau 100 de oameni și o parte dintre oamenii aceștia nu te suportă, nu te acceptă? Ce faci când ești responsabil de un număr de oameni și le spui așa și așa și o parte dintre ei se revoltă împotriva ta, îți devin dușmani? Ai două alternative, să-i urăști cum ei te urăsc sau să-i iubești cum ei nu știu să iubească. Aceasta este superioritatea creștinului, să iubească când este urât. Să facă bine celor care îl vorbesc de rău, să pună cărbuni aprinși pe capul lor. Și chiar dacă acest tratament nu are roadă, într-o zi când se va întoarce stăpânul, el ne va duce pe fiecare acolo unde ne este locul. Să nu obosești iubind, să nu obosești iertând, pentru că mare îți va fi răsplata. În al doilea rând, blândețea se manifestă prin atitudine. Filipeni 4:5. Blândețea voastră să fie recunoscută de toți oamenii, să se știe peste tot ce fel de oameni de caracter sunteți, ce oameni blânzi sunteți. Tit 3:2. Să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă. Auziți cum este opusul blândeții? Vorbește de rău, e gata de ceartă, Biblia spune voi să nu fiți așa, să nu vorbiți de rău. Să nu fiți gata de ceartă, ci dimpotrivă, să fiți cumpătați, plini de blândețe față de toți. Efeseni 4:1-2, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, adică cu smerenie și blândețe. În al treilea rând, blândețea se manifestă prin slujire. Ezechiel 34:2, Fiul omului, prorocește împotriva păstorilor sufletește ai lui Israel. Prorocește și spune-le păstorilor, așa vorbește Domnul, vai de voi păstorii ai lui Israel, care vă pașteți pe voi înșivă, în loc să pașteți turma. Voi mâncați grăsimea, vă îmbrăcați cu lâna, tăiați ce este gras, în loc să pașteți oile. Asta nu e slujire, asta e manipulare. E adevărat că păstorul trăiește tot din beneficiul turmei, dar nu jupoaie turma, nu nimicește turma, ci o hrănește. 1 Petru 5:2, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bunăvoie, nu pentru un câștig mârșav,
ci cu lepădare de sine, cu blândețe, cu smerenie, adică. Adică dacă ați ajuns mai mari în Domnul, nu profitați de poziție ca să domniți cu autoritate ca niște regi, ci slujiți-i pe frați, arătați-le că îi slujiți dacă sunteți mai mari, faceți-vă mai mici, slujiți-vă, deschideți-le ușa să intre, slujiți-le, fiți la îndemâna lor, ajutați-i să se simtă bine. Lăsați-i să vadă slujirea voastră, lăsați-i să vadă simplitatea voastră. Stați la îndemâna lor. Însă, la fel de adevărat este că oricât vei sta la îndemâna poporului, tot nu-i suficient. 1 Tesaloniceni 2:7. Ne-am arătat blânzi în mijlocul vostru ca o doică care își crește cu drag copiii. Și versetul 11 din același 1 Tesaloniceni 2. Știți iarăși că am fost ca un tată pentru voi, ca un tată pentru copiii lui. V-am sfătuit, v-am mângâiat și v-am adeverit. 2 Timotei 2:24-25. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, încă o dată. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, și încă o dată. Și robul Domnului nu trebuie să se certe. Robii ai Domnului, ascultați-mă să nu vă certați. Iar dacă o faceți, v-ați dat examenul. Și robul Domnului nu trebuie să se certe. El trebuie să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință și răbdare, să îndrepte cu blândețe. O aplicație practică. Blândețea păstorului nu înseamnă să tolereze orice comportament care aduce necinstire lui Dumnezeu, lucrării sau bisericii sale, ci include și să îndrepte, ascultați, să îndrepte cu blândețe. Rolul păstorului este și să îndrepte. Nu să-i lase strâmbi, ci trebuie îndreptați. Galateni 6:1, fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată într-o greșeală, că într-un păcat nu se cade deodată, ci numai într-o greșeală, voi care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții. Ați văzut pe cineva că a căzut, ridicați-l cu duhul blândeții. Dar dacă a căzut deodată într-o greșeală. Și acum ne întoarcem la ce spunea Domnul Iisus în urma celor câteva cuvinte despre blândețe. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Frate și soră, se va întoarce într-o zi Domnul. Nu fratele Luigi, nu fratele Luca, nu fratele Cladovan, nici păstorul trecut, nici cel viitor. Se va întoarce într-o zi Iisus. Și vei avea oportunitatea să moștenești pământul sau să arzi dedesubtul lui, în centrul lui. Și unul dintre lucrurile care vor hotărâ unde vei fi, pe pământ sau în centrul lui, în miezul lui plin de foc, este și dacă ai fost blând. Oprește-te în această seară, bărbat și femeie, tânăr și bătrân. Om cu un temperament mai vulcanic, coleric sau sangvinic, sau om cu un temperament mai moale, melancolic sau flegmatic. Și gândește-te, ești un om blând? Nu o blândețe temperamentală că ești mai moale de fel, ci o blândețe disciplinată de caracter care ia toată energia și o pune în cinstea și în serviciul lui Dumnezeu. Oprește-te în această seară și întreabă-te, unde vei fi când se va întoarce regele? Unde vei fi când se va întoarce Iisus Hristos? Unde te va duce agresivitatea și modul de viață pe care l-ai în familie? Și te porți cu soția ca cu un șef, și te porți cu copiii ca cu un șef, și te porți în biserică cu membrii, cu păstorul, cu conducerea, de parcă nimeni nu mai este ca dumneata. Oprește-te puțin. Unde vei ajunge în maniera aceasta? În seara aceasta Dumnezeu, pentru că te iubește, se îndreaptă spre conștiința dumitale și a mea și ne spune, ferice de cei blânzi, ferice de cei blânzi, ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Frați și surori, viața aceasta ne este dată ca să dăltuim, să corectăm, să creăm în noi un caracter asemenea celui care a venit pe pământ și a spus, eu sunt blând și smerit cu inima. A spus asta și a dovedit asta. Noi spunem asta și dovedim asta. Frați și surori, vă invit să vă pregătiți sufletul pentru rugăciune. Să stați în prezența lui Dumnezeu și dacă aveți un comportament agresiv, țipător, vorbăresc, clevetitor și mustrător exagerat,
Dacă în familie obișnuiți să vă certați și să țipați, nu vă puteți controla, nu puteți avea bunătate. Dacă în biserică sunteți așa, atunci în această seară a venit momentul să nu ne mai ascundem, să dăm masca jos și să spunem: Rege veșnic, vrem să moștenim pământul. Dă-ne un caracter blând și ai milă de noi. Vă invit, frați și surori, să rămânem pe scaune. Și pentru că ne-a mai rămas 10 minute, am să invit corul de fete și pentru că și fratele Fane este aici, am să-l rog și pe el să cânte. Și în timpul acesta vă invit, fraților, cercetați-vă pe dumneavoastră, cercetați-vă ființa, cercetați-vă atitudinea de soț, de soție, de părinți sau de copii, de păstori sau de simpli membri și pregătiți-vă sufletele ca să ne rugăm și să ne pocăim. N-am venit la biserică doar ca să învățăm despre Domnul, ci am venit la biserică ca să-L urmăm pe Domnul. Doamne, ajută-ne și fă-ne niște demni urmași ai Tăi în numele dragostei Tale. Amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră, încurajându-vă să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com. Vă mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvinteze!